În aceste zile, 122 de ambulanțe tip C au ajuns în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență și a serviciilor de ambulanță județene. Dintre acestea, câteva mașini sunt destinate serviciilor speciale din Argeș. Ambulanța tip C este destinată intervenției medicale de urgență la cel mai înalt nivel și transportului medical asistat al pacientului critic, fiind dotată cu echipamente și materiale de terapie intensivă. Proiectul de dotare cu ambulanțe achiziționate din fonduri europene este implementat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Programul Operațional Regional. Totodată, în cursul acestui an, va continua achiziția de ambulanțe, depășind numărul de 700 de astfel de echipaje. Suntem fericiți pentru că ne-am înnoit parcul cu cele două ambulanțe tip C2, care au intrat acum câteva zile în dotare. Mașinile sunt deja pregătite, urmează să le înmatriculăm și să le trimitem la treabă. Dotările sunt la standarde ridicate și în conformitate cu necesarul de dotare, având plămânul artificial, având defibrilatorul, aparate care ne sunt necesare în timpul intervenției. Începem să simțim binele, urmează să mai vină și alte mașini de categorie B și A. Noi oricum le aveam foarte bine puse la punct și C-urile din anii anteriori, pe care evident că nu le vom scoate din uz și le vom trimite în substațiile importante, acolo unde medicii noștri, având atestat în medicină de urgență, vor opera cu ele. Populația va beneficia de servicii medicale și echipamente care vor permite creșterea capacității de răspuns în situații de urgență și vor crește eficiența și calitatea serviciilor medicale de urgență și a celor de prim ajutor calificat. Ultima recepție de punere în funcțiune a ambulanțelor s-a realizat în luna decembrie a anului trecut, când au fost recepționate 420 de ambulanțe de tip B.